Manifestarea de la Pui este cea mai mare de profil din această zonă a țării, iar la târgul de toamnă din așezarea din Țara Hațegului au participat o sumedenie de crescători de animale, producători agricoli și alți comercianți. Eu cred că este cel mai mare târg din ultimii ani pe care eu l-am văzut aici, pentru că sunt născut, crescut aici, în comuna Pui. Până acum târgurile au fost închise până în data de 5 la noi în comună și beți oameni de-abia au așteptat să ducă și ei câte un animal să-și facă și ei un bănuț. Mulțumesc și domnului primar pentru susținerea pe care o dă an de an și pentru bună organizare în care încap în târg din ce în ce cât mai mulți producători. Și la târg, cum toată lumea știe, ca la piață, de altfel se poartă negocieri pentru prețul produselor, iar unii, în urma tocmelilor, s-au arătat mulțumiți de afacerile încheiate, iar alții nu și-au prea vândut marfa. Cam slabă treaba. Prețurile mari sau n-are lumea bani? Nu știu care-i treaba. Deci muncim și nu știm pentru ce. Sănătate! Ce ați cumpărat? Ouaie! Mulțumit de preț? Mulțumit, cu 10 milioane. Cu toate acestea, cei obișnuiți să participe la târguri, în special crescătorii de animale, trag și un semnal de alarmă legat de apariția unor diverse boli în rândul animalelor, fapt ce a dus la blocarea exporturilor. Mai mult, chiar dacă prețurile au fost mici comparativ cu perioade nu prea îndepărtate, vânzările de animale la târgul de la Pui au fost afectate masiv de teama ca acestea să nu fie atinse de diferite boli. Iar unul dintre crescătorii de animale recunoscut, care nu a ascuns niciodată această pasiune a sa, este președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Ioan Moloț, care a tras câteva concluzii legate de târgul de la Pui. Cred că sistemul veterinar ar trebui să fie foarte atent aici, tratament și mers până la amenzi pentru cei care nu își tratează animalele, fiindcă dacă le tratează, le vaccinează, nu avem nicio problemă cu orice boală ar fi. În concluzie, la Pui este un târg mai slab, cum s-ar spune, decât în anii precedenți. Cu toate acestea, lumea s-a simțit bine. Cei prezenți, vânzători sau cumpărători, au putut să-și desfete papilele gustative cu mici și bere, dar și cu produse specifice zonei țării Hațegului, precum virșlii și vinarsul. În comuna Pui se organizează anual două mari târguri, cel din 14 octombrie și cel care se desfășoară de Armindeni pe 1 mai.